Jucătorul echipei Zimbrilărești, Claudiu Chirciu, și-a aflat pedepsa după eliminarea suferită în etapa de sâmbătă de pe teren propriu cu Internațional Valeiașului, scor 2 la 0. Vă reamintim, Chirciu a marcat golul de 2 la 0 în minutul 32, a fost înlocuit în minutul 60, iar de pe banca de rezerve a fost eliminat de centralul partidei în minutul 78 pentru proteste vehemente și cuvinte injurioase la adresa arbitrului. Se arată în raportul de arbitraj, acolo unde centralul a mai scris că, după ce l-am eliminat, a continuat cu injurio jurii și amenințări, iar după terminarea jocului a venit și și-a cerut scuze. Pentru cele întâmplate, jucătorul echipei Zimbrii Rești a fost suspendat două etape și a amendat cu 500 de lei. Acesta va arata astfel derbiul cu Speed Academy Pitești, programat pentru 1 mai, în ultima etapă a sezonului regulat și va putea reveni pe gazon doar în play ul competiției. Deși este fundaș de meserie, în acest sezon Claudiu Chirciu a marcat de șase ori pentru echipa sa, fiind pe locul 3 într-un top intern al jucătorilor care activează la Zimbrii rești după Andrei Nila 16 și capitanul Bogdan Stancu 9 goluri.